Da. Deci, rotunjiți la cel mai apropiat, rotunjiți, da? Rotunjiți la cel mai apropiat întreg. Am să iau pe 3,49. La 3. Ei, în matematică am să insist un pic pe chestia asta. Vezi? Orice număr are o parte întreagă, o parte decimală. Da. Deci, oricare ar fi un x, el este compus din partea întreagă, uite așa scrie, partea întreagă a lui x, partea întreagă, partea întreagă, deci așa întrebare, și plus partea fracționară. Parte fracționară. Deci orice număr întreg se compune din partea sa întreagă și partea sa fracționară. Orice număr întreg. Partea fracționară, totdeauna, partea fracționară al unui număr, al lui X, e cuprins între, totdeauna între 0 și 1. Da. Între 0 și 1. Poate fi egal și cu 0. Poate fi egal și cu 0. Da. Unul are, care partea întreagă a lui 2. Partea întreagă a lui 2 egal cu 2. Partea întreagă a lui 2,7 2. Egal tot cu 2. Partea întreagă a lui 2,9 2. E tot 2. Da? Deci, numai ce este până în virgulă. Spune, da? Numai ce până în virgulă. Partea întreagă. Partea întreagă a lui minus 3,7 minus 2. Nu. Minus 3. Stați puțin, că trebuie să mă minus 1. Hai să vedem. Minus 2. Da, să nu spunem la întrebare, să justificăm. Ce înseamnă minus 3,7? Pe axa reală. Da. Uite așa trebuie să înțeleg. Aici e 0. 1, 2, 3, 4 și mai departe. Aici minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Să vedem. Că nici eu nu știu foarte bine, dar cu tine mă descurc. Da? Bun. Minus 4, minus 5. Ei, eu am vorbit acolo de minus 3,7. Da. Am 1, 2, 3 și mă mai duc în continuare. Încă 7 e 10, da? Da, ar trebui să împart segmentul în 10 sau 7 bucăți. Exact. Pe aici spune vasă de da. Da? Aici este minus 3,7. El e compus din minus 3, înseamnă minus 3, 3. Și minus 0,7. Da. Minus 3 și minus 0,7. Nu-i compus așa? Da. Da. Dar partea la fracționare trebuie să fie un număr pozitiv. Nu poți să spui că partea fracționară e minus 0,7. E o prostie. Înseamnă că 0,7 se aproximează la 0. Nu. Eu trebuie să văd în continuare cum aș mai putea să scriu pe... Am să aduc să scadă un 1. 7, aș putea să scriu. Deci să scriem așa. Minus 3, minus 0,7... Plus 1, minus 1, e vreo greșeală? Nu. Plus 1, minus 1, nici o greșeală. Cam atunci este tot. Minus 1 ăsta lângă minus 3 e egal cu minus 4. Minus plus 1. Minus 0,1,7.
minus, păi stai, din 1 scapi 0,7. Fac 0? Dar adun de la... Păi de minus 1 cu minus 3 l-am adunat. Da. Și mi-a făcut minus 4. Și acum, din 1 scapi 0,7. 0,30. 0,30. Deci plus 0,30. Deci iată că minus 3,7 poate fi văzut ca fiind minus 4 plus 0,3. Adică minus aproximarea lui minus 3,7. Partea întreagă e minus 4, da. Și partea fracțională e 0,3, completarea lui 0,7. Da, eu mă gândeam, dacă l-aproximam pe 0,7 la 1, la 0, la 1. Pe 0,7 la? Nu, era greșit ce am zis. Da, deci vreau să te invit să mai vedem o dată, că mi se pare aici cu numele este negativ, e o șmecherie foarte tare. Păi da. La cele pozitive nu e nicio problemă. Că partea întreagă, adică ce e întregul de aici. Păi da, la cele pozitive mereu am luat cele așa. Cele așa, pentru că partea zecimală era deja pozitivă. Ah, deci celelalte zecimale, când nu va fi, de exemplu, 2 minus 7, nu vom lua 2, vom lua 3. Deci, insist. Atunci când avem numere pozitive, partea întreagă e în film, e perfectă. Da. Și partea decimală e perfectă. Perfectă. Partea fracțională, vezi, da? E perfectă. Când e vorba de un număr negativ, iată că partea întreagă a lui minus 3,7 este minus 4, egal cu minus 4, iar partea fracțională a lui minus 3,7, partea fracțională, 0,3, completarea lui 0,7 până la 1. Uite cum am făcut șmecherii, e foarte tare. Păi dacă am precizat că partea fracțională totdeauna e cuprinsă între 0 și 1, eu nu puteam să zic că partea fracțională e minus 0,7. Trebuie, e negativ ea. Și eu trebuie să o fac pozitiv. Și de aceea adunăm și scădem un 1. Adunăm și scădem un 1. Eu fac rost de un plus 1. Ca să scad pe minus 0,7. Da. Se transformă în parte fracțională pozitivă. Iar partea întreagă, minus 3 la acela, devine minus 4. Că minus 3 și minus 1 fac minus 4. Partea întreagă, deci scade cu o unitate. El, îl vedem la prima vedere că e minus 3, dar este de fapt minus 4. Te rog să mă, dacă ai înțeles, trebuie să spui care este partea întreagă a lui minus 7,2. Partea întreagă. Scrie minus 3 minus 0,7 plus 1 minus 1. Dar vă spun direct? Da. Vreau să spun. Va fi 8,80. Nu. Numai partea întreagă mă interesează. Partea întreagă 8. Minus 8. Minus 8. Minus 8. Da. Minus 8. Vezi bine. Minus 8. Iar partea fracțională a lui minus 7,2. Plus 0,80. Egal cu 0,8. Ce să mai zici? 0,8. Da. 80 vrei tu să spui 80, dar 0,8. Da. 10, 0, poți să zici 0,800 și 0,8000 și vezi cât vrei tu. Dar nu mă interesează decât da. Atât. Deci, ți-ai limpede? Da. Cât este partea, fii atent, partea întreagă a lui minus 7,285. Păi 8. E minus 8. Da, minus 8. Atenție, mă. E egal cu minus 8. Da? Da. Iar partea fracțională a lui minus 7,285 este 1,000 minus 0,285. Așa. Din 1 scaz pe 0,285. Deci complementară până la 1. Valoarea complementară. Cine are complement? 0,15. E 0,715. De ce 700? Da, 700. Da, 715. Exact. 0,715. 15. Pentru că 285 adunat acolo
facă exact... Sau ca să nu facem 1 minus 0,0, să facem 1000 minus 285. Sigur că da. Așa. E, ai înțeles acum cu parte întreagă și parte fracționare. Deci dacă ne ieși centralism, în momentul ăsta, dacă îți apare și, apar și numele negative, asta e toată șmecheria. Și să apară. Uite, să apară. Atunci... Ai înțeles? Eu nu m-am uitat mai departe, dar am știut că e greșit. Și la asta face referire. Dacă nu insistam pe chestia asta, tu spuneai că partea întreagă, uite câte, hai un negreșit așa. Partea ciclorotogista cel mai apropiat între. Adică partea întreagă a lui minus 3,503 este egală cu partea întreagă a lui minus 503. Egal cu? Minus 4. Minus 4. Pentru că la școală ne-a spus, luați din stânga. Da. Așa, din stânga lui minus 4, 3 și ceva, e minus 4. Da. Da? Dar acest luați din stânga, ai înțeles ca explicație? Da. Deci m-am străduit eu cât am putut ca să tu să înțelegi că din clipa care ai această scriere, orice număr are, e compus din parte întreagă plus parte fracțională și parte fracțională e pozitive, atunci acest luați din stânga lui partea întreagă lui minus 3,503 e minus 4, zice copilul tău și mecanic. Da. Luați din stânga. Păi, profesor, păi din stânga și din stânga am luat. Dacă zic partea întreagă lui 7,15, sigur că el e 7, că e din stânga. Deci era vor 7. E din stânga numerului. E corect spus așa. Dar înțelegerea la negative trebuie să fie așa cum am făcut-o eu, ca să pricepi tu de ce e mai apropiat ăsta din stânga. Da. Adică acolo ar fi trebuit să fie plus 0,497. Unde? La minus 3,53. Era minus 4 plus 0,497. Așa, partea fracționară. Da. Așa, e perfect. Deci același număr, da. Poate fi scris ca minus 4 plus 0,497. Așa. Și atunci tu ai înțeles de ce e minus 4, partea ta. Bun. Și să ștergem tabla repede, să ne ducem acum la 20. Dacă numărul este de formă, dacă n egal cu 0,xy în perioadă z, deci numărul ăsta este de formă, este un număr decimal, de forma aceasta, este un periodic, de care zi, mix. Da? Este un număr decimal periodic mix. Plus 0, y, z. Mai știu cum am făcut din asta. X-ul în perioadă. Plus 0, z, x cu y în perioadă. Dacă nu arată așa, unde, dacă nu așa asta, este natural. Este natural, adică spunem pe scurt, dacă aparține lui N. Deci nu acesta exprimat așa, dacă e număr natural, cu X mai mic decât Y mai mic decât Z, să rezulte atunci, atunci arătați că suma tuturor numerelor naturale X, Y, Z, atunci, X, Y, Z egal cu cine? Cine sunt acestea? Să regăsim și pe urmă să arătăm că suma numerelor respective se divide la 36. Atunci, suma asta a tuturor numerelor X plus Y plus Z Nu. Cum adică? Care suma? Suma tuturor numerelor de tipul ăsta. Adică sunt mai multe numere.
cu cifre, deci numele de tipul ăsta XYZ, unde X e mai mic decât Y mai mic decât Z, din relația asta, să arătăm că o primă variantă, nu știu care va fi, varianta a doua, varianta a treia, așa mai departe, se divid, urmă, se rezulte că se divid la 36. Ai putea să dai un exemplu de numere ca o triadă XYZ care să fie în relația asta? 1 mai mic decât 2 mai mic decât 3. Da. Nu știu dacă la, la o distanță de 1, poate fi la distanță de 2, de 3, de 4. Important că X mai mic decât 2 mai mic decât 0 și când să le adunăm pe ele, insist, noi, ca să ne apucăm de greșit, trebuie să ne înțelegem. Da, păi eu am o idee la cum să aflăm pe N. Te rog. Mă gândeam să scriu pe 0,xyz ca xyz minus xy supra 900. Nu. Traducem cine este el. Asta vei spune. Da. Deci nu va fi egal cu. Nu va fi egal cu. xyz minus xy. Minus xy. Supra. Supra 900. Da. Plus. Plus. YZX minus YZ. Da. Supra 900. Da. Plus. A, după a, plus. ZXY minus ZX supra 900. Supra 900. O să scriem totul pe același numitor. De ce gama de parte tot? Fiindcă numitorul este același. Unul același. 900. XYZ. Hai să-l transcriem. Adică să-l descompunem aici. A, 100? A, ok. 100. 100X. A, păi putem să... A, da, nu scuzați. 100. Plus 10Y. Da. Plus Z minus 10X plus Y minus Y, minus Y. Că e minus aici, deci da. Plus 100Y plus 10Z da. Plus X plus X, l-am terminat de scris. Minus 10Y da. Minus Z. Așa. Plus. Da. 100 Z. Da. Plus 10 X. Da. Plus Y. Da. Minus 10 Z. Da. Plus minus X. Păi o să... Mă gândeam să scriem. 100... Să vă mai toți X-i. Da, mă gândeam să scriem mai întâi X-i cu plus adunat și pe aia... Într-un moment scriu X cu plus minus X cu minus. Adică? 111X. Deci 100X aici cu X-ul de aici. 111. 111, da? Da. 111X. 111X minus 10 cu X. 11X. Da. Deci minus 11X va fi 100. 100X, da, scrie. Deci îmi zice repede 100X. 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 Plus 100Y, că știm deja, și plus 100Z. Supra 900. Supra 900. Și egal mai departe cu... O să scoatem... 100 factor. În factor comun. Da. Pe lângă 100 pe lângă X plus Y plus Z. Da, supra 900. Supra 900. Vom împărți cu 100. Da. Și ne va da că X plus Y plus Z supra 9. Supra 9, da? Da. Ăsta e număr natural. Știu că ăsta e număr natural și că X-ul e mai mic decât Y, mai mic decât Z. Am această relație. Da. Ce variante al lui XY găsesc aici? XY și Z.
trebui să sunt foarte mult variante, să nu am foarte multe variante. Trebuie să le gândim. Păi mai întâi putem să alegem x să fie 1. De ce x-ul să fie 1? N-ar putea să fie și 0? Ba da. Păi cum ar fi 0,yz, 0 în perioadă. N-ar avea niciun sens. N-ar avea sens. Deci z-ul, x, y și z trebuie să fie... x-ul nu poate să fie 0. X, y, z diferit de 0. Așa. Da? Mai adăugăm că x... y, z... Uite, mai spun aici, mai mare decât 0. Da. Dacă x-ul este mai mare ca 0, și în steria asta din egalități, de unde începe x-ul, să zicem? De la 1. 1. Deci x-ul e de la 1 încolo, iar y-ul... Păi de unde ajunge? La 2. Nu, z-ul, z-ul, z-ul unde ajunge? Z-ul cel mult? Până la 9. Până la 9. Ei, acum... X-ul să luăm egal cu 1. X-ul, z-ul nu putem să luăm... Să luăm varianta că x-ul e egal cu 1. X e egal cu 1. X, z-ul nu poate fi niciodată 9. Dacă nu, număr se împarte. De ce z-ul nu poate fi niciodată 9? Pentru că x va fi x plus y plus z. X nu poate fi 0, nici y nu poate fi 0. Dar de ce x, y, x plus y plus z? Păi x plus y plus z trebuie să împarte la 9. Exact. Și noi am spus că... Când un număr se împarte la 9? Când... un număr se împarte la 9 atunci când... are... Stai puțin... poate fi dublu sau... Deci ca să se împarte exact la 9, cât trebuie să fie aici sus? 9. Toate 9, da. Altă variantă. 18. 28. 27. Da. Deci, 36. Variante sunt aici. Asemenea, x plus y plus z se facă 9. Sau? Păi 9 nu se poate face. De ce? Pentru că, ba da, se poate face. Dar x nu poate fi 9. X-ul nu poate să fie 9. Nici Z-ul nu poate să fie 9. Pentru varianta asta, cu X-ul care începe de la 1 încolo și cu X-ul mai mic decât Y, mai mic decât Z, să începem să analizăm. Da, păi X egal cu 1. Deci avem o dată, cazul 1, X egal cu 1. Y egal cu 2. Y plus Z trebuie să facă pe urmă 8. Da. Și z-ul luăm 7. Mă gândesc eu, mai întâi x1, după aia pe, 2, pe z, 2, 3, până la... Deci de aici rămâne că y plus z trebuie să facă... 9. 8. Că x-ul 8, e 8, 8, 8. 8. Și că y trebuie să fie mai mic decât z. Da. Ții minte, da, așa am zis, nu? Pe ca să facă 8, y-ul este 2. Deci y-ul e 2 și z-ul rămâne în completare. Deci avem x egal cu 1, y egal cu 2. Și z-ul este egal cu 6. 7. 6? 6, da. 6 că 8 este, da? Bun. Tot x egal cu 1. X egal cu 1, y egal cu 3. 3. Și z este egal cu 5. 5. X egal cu 1. X egal cu 1. Y egal cu 4. Da. Și Z egal cu... Nu mai merge aici. Pentru că ar fi Y egal cu 4 și Z egal cu 4, nu ne spune că... Mai mic, da? Da. Și ar fi 4, 4 și asta. Deci nu este bun. Și acum avem astea două. Apoi, altă bani. Luăm pe X2. Exact, egal cu 2. Deci X egal cu 2. 2. Y egal cu... 3 și da. Z este egal cu 5 cu 3. Nu e bun. 2 cu 3 fac 5. 5 și mai rămas 4 până la 9. Da, 4. Și da, merge 4. Și cam asta ar fi sigur. Că de aici pentru încolo... că dacă vine 3, 4 nu mai este. Nu, da. Deci, ce numere am găsit noi în varianta când am mers cu X egal cu 1?
x egal cu 1. Varianta x egal cu 1, z egal cu 2 și z, și z egal. Deci, numele x, y, z aparțin mulțimii valorilor găsite de noi până acum, drept după analiza atentă. 1, 2, 6, 126, 126, virgulă. 135, 135, virgulă. Și 234. Și 234. Nu trebuie să vedem dacă sunt pari la 36. Tot mai avem o variantă. X plus Y plus Z fac 18. A, da. Deci avem și analiza asta, de fapt. Să nu uităm. Deci mai avem X, cazul următor, X plus Y plus Z facă 18. Ce X mai mic decât Y mai mic decât Z să începem noi ca să facem? X egal cu 1. Dacă x egal cu 1, y plus z, să fac 17... Ușor, 9, 8. Deci x egal cu 1. Y egal cu 8. Y egal cu 8. Z egal cu 9. Z egal cu 9. Pe 8 și 9, 17 și 1, 18, da? Deci 189 este un alt număr. 189. Ia să mai vedem. Pentru x egal cu 2. Y egal cu... Deci Y cu Z trebuie să ne dea... Y plus Z să ne dea 16. 16. Putem să luăm 3. 3. 3. Y 3. 3 și 16 nu se poate. Nu. 7 și cu 9. Da. Deci Y... 7 și Z egal cu 9. Y egal cu 7, dar până la 7 și Z egal cu 9. Ar mai fi aici vreo posibilitate? Doar dacă ar fi 6 cu 10. 6 cu 10 nu se poate, că nu e cifră, da? Nu mai este. Deci nu mai am... trebuie să scad și pe ăsta și să-l cresc pe el altul. Da. Dacă scad pe ăsta cu o unitate și-l crezi pe cealaltă, se strică. Da, se strică. X egal cu... 3. Deci 279 de rând, da? Da. 279. Acum. Și 189. Și 189. Ați adăugat la răspund. X-ul egal acum cu 3. X egal cu 3. Și Y plus Z trebuie să facă 15, nu? Da. Y plus Z egal cu 15. Y egal 6. Adică X-ul 3, Y egal cu 6 și Z egal cu 9. Și mai avem X egal 78. 78, bun, da. Și mai avem X egal cu 3. Y egal cu 7 și Z egal cu 8. Z egal cu 8. Deci 369, punem. De acord? Și da, și 378. Și 378. Și dacă luăm X egal 4. Exact. X egal cu 4. Deci analizăm. Y și cu Z trebuie să dea 14. Da. Deci, cum îți spunem, X egal cu 4 și Y cu Z egal cu 14. 5 cu 9? 5 cu 9, da. Deci merge X egal 4. Y egal cu 5. Z egal cu 9. Z egal cu 9. Și nu mai merge de 459 și așa în viață, da? 459. De la 5 nu putem să mai luăm. Cred că de la 5 încolo nu mai putem să justificăm asta. Da. Ar veni 13, nu? Și nu poate să dea. Și de acum Z-ul trebuie, da. Y și Z-ul trebuie să fie mai mari și deci nu mai poate să mai dea împreună. Da. 13 ceva. Da, și 27 nu poate să facă aceste numere. 27 nu există posibilitatea să împartă nicio fel. Da, astea sunt numerele pe care le-am descoperit. Și acum suma lor, vezi, suma lor trebuie să se împarte exact la 36. A tuturor numerelor. A tuturor numerelor. Așa am înțeles eu. Dacă nu, mai citim o dată. Ia să vedem. Spune așa, dacă numărul n acesta așa este natural și că x mai mic ca y mai mic ca z, atunci arătați că suma tuturor numerelor x, y, z
găsite de noi, suma tuturor lor. Cu cifrei determinate mai sus, Iisus. Să se împartă la 36. Să se împartă la 36. Poate, scoate la matemată. Deci trebuie să arătăm că suma ies, da? Ies egal cu cine? Ies egal cu 126 plus 135 plus 234 plus 189 plus 279 plus 369 plus 378 și plus 459, tot numărul ăsta supra 36 se împarte exact la 36. Nu ne apucăm de calculat. Nu ne apucăm de calculat, că pierdem foarte mult timp. Nu? Trebuie să ne gândim cum putem să aflăm dacă suma se va plăti 36. Sau trebuie să calculăm. Sau altceva nu poate. Puteți vedea dacă fiecare număr are în componență 36, ca să putem să scoatem în comun. Da, îți mai amintește cum a fost acolo? A fost așa, că x plus y plus z supra 9, nu? Da. X plus y plus z supra 9. Și noi construiam merg de forma x, y și z. Așa. Când un număr se împarte la 9? Atunci când suma cifrelor sale se împarte la 9. Ei, fiindcă noi am mai avut aici suma cifrelor sale egal cu multiplul de 9. Multiplul de 9. Aici trebuie să vedem dacă nu se poate. Cum ne-am să spun nu. Dacă ar fi în 36, cine este? Cine, ce divizor s-ar fi în 36? 3 la a doua și 2 la a doua. 4 ori 9. Da. Cum 36 egal cu 4 ori 9, dacă ar fi fost 4 numere de acestea, cum fiecare se împarte la pentru că s-ar fi împărțit și la 36. S-ar fi împărțit și la 36. Până avem mai multe de 4 numere care se împart la 9. Câte sunt aici? 2, 4, 6, 8. Suntem fericiți. Da. Pentru că, pentru că noi neapărat trebuia să împartă 4 numere și noi avem 8 numere, avem de și 8 se împarte la 4. Și... Fiecare se împarte la 36. Da. Fiecare se împarte la 9 și cum sunt un număr de multiplu de 4. Și ar veni 9 ori 4, 36, da. Deci, practic, practic, în clipa în care am ajuns aici, când am ajuns aici, știam că numerele scrise de forma x, y, z sunt multiple de 9, dar și mai dacă suma lor se împarte exact la 9. Cum noi căutam numere de tipul acestora, știam, 126 se împarte la 9, 135 se împarte la 9, 234 se împarte la 9, de ce 126 se împarte la 9?